interese și avem însă datoria. Eu astăzi, așa cum am declarat și în ședințe, am fost împreună cu echipa de conducere la ANAF. Este absolut necesar acel aport de capital pentru a putea încheia eșalonarea. S-a suplimentat bugetul astăzi, dar sumele făcute aș plăti la ANAF nu este suficient ca să pot fructifica garanțiile imobiliare. Garanțiile imobiliare nu le pot fructifica decât dacă am și terenul de sub ele în proprietatea societății. Astăzi am avut răspunsul ferm la ANAF. Deci asta este soluția, majorarea de aport de capital în natură cu terenul de sub acele clădiri care sunt proprietatea PCR-ului. Restul soluțiilor eu nu le pot identifica la acest moment, decât ca această soluție unică de care s-a vorbit și azi în ședință. Mulțumesc consilierilor locali care au fost prezenți și au încercat să asigure cvorumul, mă refer la consilierii Partidului Național Liberal, la consilierii ALDE și ai PSD-ului și doi consilieri care am înțeles că au statutul oarecum de independenți. Restul consilierilor care nu au putut intra sau nu au putut veni, aș încerca să le adresez rugămintea să o facă data viitoare, să înțeleagă cât e de important acest lucru pentru continuarea activității de transport public în municipiul Ploiești. Termenul până la care TCE trebuie să gireze cu bunuri construcții? Noi până miercurea viitoare ar trebui să depunem evaluările însoțite de documentele de intabulare. Termenul este foarte scurt. Am discutat cu ANAF-ul și măcar dacă am avea o hotărâre de Consiliu care ar consfinți demararea procedurilor de aport în natură, lucrurile ar fi într-un fel rezolvate, ar considera ANAF-ul că există premiza depunerii de garanții, dar până miercuri ar trebui să avem măcar o astfel de hotărâre de Consiliu care ar însemna demararea procedurii de intabulare, transfer de intabulare de la municipiul Ploiești la TCE, pe vorba de teren, pe teren în cauză. Deci termenul e scurt. Ne puteți spune ce riscă TCE-ul în cazul în care nu va putea realiza această eșalonare a datoriilor către ANAF? Ce listă are? Ce riscă TCE-ul? TCE-ul riscă o blocare a conturilor, începând de săptămâna viitoare, blocarea conturilor, da? Riscă în felul acesta să nu mai poată funcționa, să nu se mai aprovizioneze cu motorină, cu electricitate, decât o perioadă scurtă de timp. Și totodată există chiar și riscul de neplata salariului.